mai șchiopătezi? Adică mergi din ce în ce mai bine. Păi am deja 3 luni de când m-am operat în ajunul Crăciunului. Și a fost greu de tot. Ce, da. Ligamente încrucișate și... Nu, ligamentul lateral, MPFL. Așa ceva. Și? Și meniscul, meniscul nu l-am avut. Dar din ce am înțeles, asta e cea mai dureroasă dintre eu, toate. Știi cum e? Fiecare se laudă cu cei mai dureros. Nu, dar... eu, nu am zis eu. Eu le-am avut pe le-am încrucișate și meniscul, tu. Terapeuții. Da. Da, și facem recuperare, nu? Facem zilnic, câteva ore pe zi. Nu te-a aproape intrat în depresie? Nu, am avut noroc de oameni mulți și buni lângă mine și n-am avut timp să intru în depresie. Pentru că e important, jur, să fie oameni care să te susțină și să fie alături de tine. Foarte tare, Anca, ești minunată, serios. Mulțumesc frumos, Măruță, și tu ești. Mă gândesc cum ar fi fost să te văd la caserie, la mezălărie. La mezălărie, da. La mezălărie, să știi că am cumpărat... Vai, nu! Știi cum era? Că visul tău era să ajungi vânzătoare la raionul de mezeluri. M-am gândit să-ți îndeplinesc visul astăzi la emisiune. Nu neapărat să tai, era, îmi plăcea să împăturesc, că mă fascina lumea acolo cu... Da, fii atentă. Da, asta era, că de tăiat avea feliatorul ăla tot. Lasă tu, feliatorul e acum. Feliatorul, când vrei tu să te faci vânzătoare la mezelărie, nu era... Exista? Da, eu sunt mai tinerică, nu știu dacă știi. Nu e ca de pe vremea când s-a inventat... Iar n-a prins alimentara, Cătălin. N-ai prins alimentara? Ba da, am prins. A prins tu. I love you. Alo. Coleguțul? Știi pe coleguțul, Mitruț? Păi cum, suntem prieteni de 15 ani. Ferească Dumnezeu. Și cum poți să treci prin chestiile astea? Prin ce chestii? Cu el, prietene, că nu-i greu? Nu e. Viața e mai ușoară cu Mitruț. E băiat bun, nu? Este băiat bun și e simpatic, așa este. Dar fii atentă, știi ce vreau să zicem? Vreau să vedem cât de talentată ești și din ochi, cum se spune, dacă ar veni... Le recunosc sau ce? Nu, dacă recunoști tu. Fii atentă. Am fost la mezălărie. Da. Adevărul că era și foarte foame mare în redacție și mi-a zis, băi, luau eu un salam. Dar s-au dus, s-au luat toate sortimentele. Că vrem să vedem dacă te pricepi. Să spunem, vă rugăm frumos, puteți să ne puneți doar 200 de grame? Din ochi așa, da? Păi așa, din ochi și după aia cântărim acolo. Da. Bun, din ce doriți? Muș țigănesc, salam Victoria, parizeri de vară, de iarnă, salam săsesc. Uite ce le știe. Păi cu... Numai o secundă, vezi că nu e muș țigănesc, ăla era mai scump. Și ce e? Ăsta e parizer, salam. De muș țigănesc. Și ăsta ce e? Kaiser. Hei, Kaiser, cum să fie Kaiser? E muș țigănesc. A, e ceva fumat. Este, da. Imediat. Bun, perfect. Imediat, am pus aici șervețelul și haide să vedem. Cedem 200 de grame, dacă se poate, de salam... De asta. Da. Feliat? Vrei feliat? Pe, ca la mezelărie, știi cum e? La, doamne, nu vezi câta coadă am. Ai dreptate, lăsați, tăiați, doamne, doar 200. Nu-l mai feliați, așa. Hai că-l feliez. Nu-l mai feliați, lăsați. 200 de grame. Da. Vrem să te vedem cât de pricepută erai dacă făceai meseria asta. Că talentată la actorie, slavă Domnului, ești, ți-a dat Dumnezeu talent mult. Mulțumesc frumos. Numai complimente, ce introducere mi-ați făcut, băi! Ia să vedem. Gata? Da, 200 de grame. 200 de grame, da? M-ați furat la cântare, 120. 123. Păi m-ai furat la cântare, mi-a plătit 200. A, uite, vezi, n-am apreciat cum trebuie. Asta nu e, perfect. Da, asta așa. Hai să încercăm care. Tot 200. Tot 200. Hai, mușchiulețul. Păi acum acest fraier îl pot sta lângă și fac așa. Haide, și... perfect. Nu mai facem feliță. 200, da? Ia. Mai fără la cântarul. 177. Păi bă, eu vreau să rămân pe plus. Asta e. Mă dați seama dacă era prietena noastră Anca Dinicu, ca să fie foarte clar, dacă era la mezălărie, cum stăteau lucrurile. Ce faci tu? Cum mai merge treaba? Merge încet, dar sigur. Adică? Da, o să vină proiecte noi. Care prietena mai multă? Mi se pare că ești peste tot. Ei, unde peste tot? Meu, deci am fost la team building, te-am văzut. Păi la team building am trecut. Pe cum? Team building când a fost? Păi a fost în decembrie. Păi și acum cinematografe? Acum nu mai, acum e haita de acțiune. Și ești în haita de acțiune? Da, sunt. Și mă, păi vezi, ești în toate proiectele. Alea de succes. Bate palma, ești talentată, pe cuvântul meu de onoare. Și știi treaba asta. Cu încrederea în sine nu sunt eu acolo unde trebuie, dar... De ce? Dar acum, serios, de ce nu știu? Nu știu, n-am fost... Probabil că... Aș vrea să discutăm despre chestia asta. Da. Dar la modul cel mai sincer, adică tu ești mega actriță, mega talentată, super iubită de oameni. Ești pe val, ești o tipă foarte faină, foarte pozitivă, foarte frumoasă. De ce n-ai încredere în tine, sincer? N-am
am întotdeauna, nu știu, probabil că treaba asta mi-a insuflat-o cumva mea, mama, care m-a ținut mereu cu picioarele pe pământ, cumva să nu mi-o iau, să-mi iau nasul la purtare sau cum se spune. Da. Da, și m-a liniștit întotdeauna, a fost la modul mare lucru, știi, dar ce faci tu. Ea, cu siguranță e mândră de mine și în sinea ei, dar știut mereu să mă, să mă tempereze, să nu mă, să nu mă cred buricul pământului. Păi, și asta e cel mai ceva... bine. Adică nu... păi, asta e foarte bine, dar tu ai zis că n-ai încredere așa în tine. N-am încredere întotdeauna, adică na, dacă mă duc la un casting și îl iau, mai bine să fiu surprinsă că îl iau decât tristă că, știi ce zic, să zic, mă duc acolo și iau și fac și dreg și ia, sunt cea mai bună și să fiu dezamăgit. Așa n-am așteptări nici măcar de la mine, ca să îmi fie mai ușor. Cine a zis, deși că zice cineva despre tine că se uită, ești o actriță la care se uită ca și cum s-ar uita în oglindă. Știi cine a zis? Nu. Carmen Tănase. Carmen. A zis despre tine. Mă iubesc pe Carmen. Da, se pare genial. Da, este, este. Mai ales că e modelul meu și mă bucur că mi-e atât de aproape ca om și da. Te iubesc, Carmen, dacă te uiți unde ești. Ești aici, ești pe aici, pe undeva, filmezi la Clanul, unde nu ne-am văzut de foarte mult timp și mi-e dor de ea. Mama ta să te vadă în haita de acțiune? Nu. Dar în team building? Nu. Păi de ce? Pentru că mama are o problemă de sănătate și nu se poate deplasa momentan. Ok, dar le vede pe... Da, le-a văzut pe da, la... Că haita team building e pe Netflix, și? Da, l-a văzut. Cred că i-a plăcut. Ea nu mă, v-am zis, nu mă ridic așa, nu-mi spune bravo, mamă. Nu. Am apărut acum, în schimb, pe o copertă și atunci mi-a zis, da, ești simpatică, acolo i-a plăcut, asta i-a plăcut. Acum nu știu. Foarte frumos. Mai e o soră, nu? Mai am o soră, da. La fel da, de talentată? Da, este și ea talentată, dar în cu totul alt domeniu. Acum, momentan, e cea mai tare mămică. Și stă acasă cu copii și are grijă de ei și îi duce pe la engleză, pe la not, pe la fel și fel de activități. Vezi că e meserie foarte grea, păi să-ți faci treaba cum trebuie. E greu, greu. Dar n-are treabă cu actoria, nu? Nu. Să nu fie nimeni la de la mine din, nu. Nimeni de la mine din familie n-a cochetat cu treaba asta. Câinii ce-ți mai fac? Bine, sănătoși. Aia mică s-a îngrășat și care? O țin Ibra, la dietă. Ibra, da. Ibra. E... Mi-a zis doctorul că e obeză, dar eu nu-i zic e asta. Mini? Mini e slăbănoagă rău. Amândouă la fel. Am, dacă le pui pe amândouă, sunt un câine perfect. Bă, și atent. Sunt bine. Am făcut podcast pe Casa la Măruță. Am un canal de YouTube unde lumea poate să caute, să intre Casa la Măruță. Și acum ultimul podcast e în trending. Am intrat pe locul vreo 28 repede. Bravo, felicitări. Cu Romania și cu Garcia. Bravo, felicitări. Tata și fiul, da. Încă îi joacă în haita și vorbim de tine acolo. Da, vorbim, da, zis de mine, vorbim, atunci mă uit și eu. Vorbim într-un mod foarte frumos. Uite, aici sunt secvențe din haita de acțiune, filmul care e acum în cinematografe. Bă, e senzațional, da. Merge să-l vedeți. Și A făcut încasări bune săptămâna. A făcut 115.000 de oameni care au plătit bilet în prima săptămână de la lansare. Da, s-a dus bine. S-a dus bine, nu? Da. Eu n-am avut foarte mult de filmat. Am filmat cam 5 zile și a fost destul de dificil pentru mine pentru că era fix înainte de operație și am jucat cu orteză. Nu se vede. Dacă... Asta mi-era cel mai teamă, să nu se vadă cum că mă chinu. Dacă nu aveai probleme astea, jucai mai mult? Nu, cred că tot 5 zile aveam, dar probabil aveam și niște acțiune, niște alergări, niște urmăriri, că... Da, foarte, o mare parte din film e bazată pe acțiune, pe cascadorii, pe uite cum se vede. Da, uite, sare lumea. Nu s-a accidentat. Adevărul că e foarte frumos ce se întâmplă. E o comedie de acțiune, oameni buni. O găsiți în cinematografe, faita de acțiune. Iar băiatul de acolo a venit să-ți ceară autograf sau joacă cu tine în film? Joacă cu mine în film! Să intre Alex Delea, direct de la Survivor! Hai de bine, dacă tot insistați atât. Ce zici, Alex Velea? N-am zis Velea, am zis Delea. Dar fii sincer, când te uitai la Survivor și era el, nu-l auzeai pe domnul Dan, ca și cum zicea numai Alex Velea în loc de Delea? Nu. Eu așa auzeam. Și eu tot așa auzeam. Și tu la fel. Da. Ce faci, mă, te-ai întors din Dominicană? M-am întors, tu da. Tu ce ai pățit, frățică? M-am cam mars, m-am lovit, am stat o săptămână, m-am distrus. Bă. Ne-a trimis poze pe grup, că avem un grup noi ăștia de la film și ne-a trimis niște poze cu genunchii lui absolut scârboși. Uite, mă, deci prietenul nostru Alex Delea, după ce a câștigat Survivor, a ajuns și actor. Vezi ce înseamnă să mergi la Survivor? Bă, te vii celebru. Da, extraordinar. Te vede o țară întreagă, câștigi și gata. Da, foarte simplu, rău. Mai e nasol așa. E nasol, da. Bravo, și cum a fost să joci în film? Experiență unică. Eu visam la asta de când eram copil. Să fii actor? Bine,
când am intrat cu adevărat să joc un rol, e foarte diferit față de cum mă gândeam eu. E mult mai greu, mult mai greu. Întotdeauna de la televizor pare ușor, știi? Da, pare foarte ușor. Uite ce sexy sunt aici. Stop, pune pauză. Stop. Haideți și pe Ana Baniciu. Băi, nene, s-a trecut poza pe care trebuia să o comentăm. Nu mai comentăm, lasă. Repeat. Nu e de comentarii, acolo repeat, e no comment. La cererea publicului. Acolo e no comment. Aici? Tu așa stai în casă? Aici eu sunt în bucătărie la teatru din Râmnicu Vâlcea. Aici mi-am cumpărat singură flori. Minciuni, gogonate. Pe cuvânt, dar nu ziceam dacă nu era adevărat. Eu nu vă, nu zic minciuni, chiar nu. Nu mint. Cu dragoste, acum stai? Alo? Măruță, alo. Vine că te sun eu. Eram sigură că nu mă ocolește cu întrebarea asta. Păi tu ai adus mă legătura despre ea, cu florile, cu nu știu ce, ieri. Pe... Dar zic cum stai cu dragostea, există? Nu există. Hai, lasă-mă, ești singură, adică? Da, lasă-mă, da. Tu vorbești serios? Pe cuvântul meu de onoare. Dar de ce tu? Că-s pricinoasă. Adică? Ei, am fost și imobilizată o perioadă. Mi-a fost greu unde să caut. Dacă am stat mai sufragerie 3 luni zile și la fizioterapie, unde? Ia, spune-mi tu. Păi da, tu, dar era în felul următor. Acum cât erai imobilizată, trebuia să aibă cineva grijă de tine. Era bine, a avut o prietenă grijă, a avut cine să aibă grijă de mine. Și prietena avea un prieten și e... Povestea e lungă. Da. Asta e alt film. Vezi că ești în alt film? Bun, deci hai... Uite și cu Mitruț. Nu mai puneți poze, că îmi vine să mă uit într-una. Păi nu, fii atent, hai că ne uităm în față acolo la poze să le vedem, ca să vă vadă lumea. Și asta vreau să le spunem oamenilor. Haita de acțiune, Alex joacă și el acolo. Și tu, e filmul în cinematografe, exact cum spuneam, cu Bromania, care îl aduce pe taică-s un film, și anume pe Garcea, Mugur Mihăiescu. Da, da, e un film de acțiune polițistă, multă comedie, spectacul, dar și multe lucruri de înțeles, așa, multe... Da, 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 e cu... Subînțelesuri. Da. Mai este și Vlad Brumaru, și Cristi Pulhac, și Antonia, și Iancu Sterp, și mulți sunt. Numai un oameni frumoși. Foarte mare, Elena... Da, Elena. Numai oameni frumoși. Elena. Foarte. Elena, Alex. Elena, da, Elena. Elena. Să nu uităm de Elena. Elena, să nu uităm eu de am Elena. Zis. Stai da. Puțin, ce? Eu păi, am zis de da. Așa, tu eu ai am zis, amintit. Da, el, na. Așa. Haide să vedem, uite poza, cine a făcut-o? O prietenă, Lea, a făcut-o. Lasă-mă cine a făcut-o, uite poza. Da, a făcut-o, m-a întrebat cine a făcut poza. Bă, talentată Lea, mă. Da. Da. Nu? Talentată. Dar adevărul că degeaba ești talentat dacă n-ai modelul care să-ți pozeze așa, adică perfectă. Impecabil, nu? Superb. Da, și stylingul mi l-a făcut prietenul meu, Mircea Bărburescu, ca și acum, iată. Tot el m-a gătit, mă rog, și pe la premiere asta... și pe la toate, mă îmbracă, mă are, mă aranjează. Tu ai făcut stylingul? Nu te supăra că zic, dar la poza asta... pe care o vedem aici, am putut să fac și o styling-ul, să pun 3 mărgele și atât. Deci 3 mărgele, o pereche de blugi și ai zis că ai făcut styling. Deja e mult. Ai luat și bani pentru asta, da? Acum am văzut care blugi. N-am văzut până am și blugi, da. Da, perfect. Revenim după publicitate, oameni buni, rămâneți cu noi. Anca Dinicu vă așteaptă la cinematograf, vă așteaptă în, zi, în Instagram, în TikTok, în Facebook. În toate, mai rămâi cu noi, da? Mai rămân dacă vreți. De la rămâi, o știu pe aici. Dacă cozonaj n-aveți? Avem. Aveți cozonaj? Da. Cristi, dacă mai fur de aici cozonaj, te rog eu frumos să-i fur de aia pufoși, te rog eu frumos. Anca, stai bun de tot. Anca, imediat se aduce cozonaj. Mai rămân dacă vreți. Nu știu, depinde cine vine. Cine urmează? Mai aveți un invitat? Adică crezi tu dacă avem invitați care nu-ți plac play sau ce? Da, bineînțeles, eu nu discut, eu nu stau așa la masă cu oricine. Uite. Uite cine e în spate acolo. Îl vezi? Acolo? Zani Dache. A, bună, da. Da, avem mai mult, rămâi? Da, mai stau. Okay. Hai de bine. N-ar fi hai dacă existați. Hai, mai stau. Revenim după publicitate, oameni buni, rămâneți cu noi. Bă, dar așa l-au accidentat ești? Oameni buni, întoarcem imediat. Wow.